conform ordinului prefectului 190 de ieri, emisiere a fost convocat, nu numai, a fost convocat Consiliul, noua administrație, Consiliul Local pentru Investire, nou Consiliul Local, dar ședința poate fi considerată statutară și se poate desfășura în continuare doar în condițiile în care din numărul consilierilor aleși sunt prezenți cel puțin 2-3.000. Condițiile în care consilierii n-au fost prezenți, au fost prezenți 11 din 14, din 21, numărul de 2-3 reprezintă 14 consilieri, va trebui să emitem un ordin al prefectului peste 3 zile pentru convocarea Consiliului nou. Dacă se repetă situația de astăzi? Mai avem o șansă peste alte 3 zile. Și dacă nu se dizolvă, își pierd mandatul? Se invalidează, da, își pierd mandatul cei care lipsesc, da? Jocuri poliție. E mult spus. Mi se pare, în primul rând, o lipsă de respect față de reșițeni, față de... chiar față de electoratul PSD-ului este o lipsă de respect, având în vedere că sunt lucruri care trebuie puse la punct cu cea mai mare rapiditate și printr-o această tergiversare, lucrurile nu fac decât să fie în dezavantajul nostru al reșițenilor. Am aici în față și vreau să vă arăt o dispoziție pregătită prin care ar fi fost prima dispoziție pe care trebuia să o semnez în calitate de primar numit sau instituit, în care să dăm drumul la haldina de gunoi să prea gunoiele din județ. Deci domnul Crina a închis posibilitatea celor din județ să ducă gunoi la haldină și nu comentăm aici cât de bună sau mai puțin bună e firma de acolo, dar lucrul ăsta se reflectă în mod negativ asupra unor localități din județul Caraș-Severin și durează deja de vreo 4 zile și primul lucru pe care îl făceam era să eliberez haldina astfel încât să poată să ducă oamenii gunoi acolo. Mă refer la Moldova Nouă, la Oravița, Boc și așa mai departe. E vară, e cald, vedeți dumneavoastră, sunt 37 de grade și nu cred că e o chestie foarte bună să rămână gunoi în drum zile în șir. Poftim? Se ducă pentru transfer. Se ducă pentru transfer, da. La ora asta oamenii nu au unde să-l ducă. În fine, cum spuneam, e o lipsă de respect față de cetățenii Reșiței. Din punct de vedere matematic sau tehnic, nu e nicio problemă. Se va întâmpla peste 3 zile, peste 6 zile, peste 9 zile. Deși au dreptul, din câte am înțeles, să absenteze de 3 ori. Deci mai îi anunț pe această cale că pot să mai facă de 2 ori, dacă doresc și țin neapărat. Nu știu unde ajung cu chestia asta. Vă mulțumesc mult. Știți cumva mai au loc negocieri la nivel de județ? Asta să fie motivul? Eu nu am participat și nu particip la niciun fel de negocieri, la niciun fel de negocieri, nici la nivel de județ, nici la nivel național. Eu nu fac parte din marii strategi. Știu că existau câțiva strategi, unii dintre ei care ar fi trebuit să se pensioneze și le-am recomandat să se pensioneze, n-au vrut să o facă. Continuă să facă politică unii care nici măcar nu au voie să mai facă politică. Le recomand pe această cale încă o dată să aibă grijă de nepoții lor și să-și trăiască atât cât mai au de trăit și să lase generațiile tinere să vină din spate să schimbe lucrurile în viața politică. Deci, în afară de situația cu gunoiul pentru care pregătisem o dispoziție de a retrage poliția comunitară de acolo astfel încât județul să poată duce gunoiul la deponeul, la stația de transfer, mai e o problemă pe care lumea ar trebui să o știe. Mâine, vineri, erau pregătite actele la notariat pentru a semna contractul de concesiune cu ICO Brașov, compania care face sau trebuie să facă o fabrică de 1300 de locuri de muncă pentru autoliv. Datorită faptului că nu s-a întâmplat astăzi investitura, mâine nu pot semna actele și în același timp nici Crina nu mai poate semna actele din rațiuni tehnice. În acest fel, iată că mai dăm o palmă investitorilor, amânându-i încă câteva zile și va trebui să-i sun, să-i rog să ne ierte, că n-am fost în stare să ne constituim astăzi și o să-i rog să accepte să vină la o altă dată pentru semnarea acestui contract de concesiune.
Da, da.